Șomus Doibaia a urcat pe locul secund al clasamentului seriei a doua după ce a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Bradul Vama cu scorul de 5-0. În celelalte meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate: Avântul Frasin Bistrița Broșteni 1-3 și Viitorul Valea Suhei Balada Ciprian Porumbescu 2-6. Viitorul Stroiești a stat în ultima etapă a turului. În derbiul penultime etape din seria 1 a Ligii a 5-a, Unirea Horodnic de Sus și Voința Zvoruștea au terminat la egalitate, scor 5-5. De acest rezultat a profitat Viitorul Negoț care a urcat pe locul secund după ce a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Sporting Bunești cu scorul de 2-0. În etapa a 10-a din seria 1 s-au mai disputat următoarele meciuri: Răleul Mihoveni Academica Gălănești 3-1, Locomotiva Dornești Steaua Dumbrăveni 1-6, Viitorul Adâncata Bucovina Frătăuții Noi 2-1 și Polul Nord Brodina Concordia Grămești 3-5.